Îi consideră pe oameni de proști. Și asta e cel mai grav când liderul societății, liderul țării, te consideră de prost și utilizează tactici de a te destabiliza, de a te speria. Fadei, până nou au venit în cabinetul lui Andrei Spânu, ei pot să meargă la toți primarii din Republica Moldova. Oricum nu vor convinge lumea că ei luptă cu adevărat. 100% astăzi oamenii sunt disperați. Ei nu se mai tem de nimic. Eu guvernez astăzi țara. Ori Maia Sandu împreună cu clica sa de iscroci politice. Parcă de fiecare dată special pentru Musteață și pentru Leancar pripeța asta. Și în condițiile în care o să apară elemente care o să-i confirme că e faci pușcării, eu o să anulez decretul respectiv e. Și ea va expune pe oricine, va da la câine pe oricine, doar pentru a-și proteja libertatea sa individuală. Numai un om cu jumătate de mulți poate să iasă într-o democrație cu un asemenea proiect. Tot ce s-a întâmplat în jurul Dimitrievului Stoianov, cu pornirii dosarului penal prin CSP și a celor membri. Сережа Литвиненко, привет. Шандрей, привет. Да, всем привет, да. А что у крезут Плохотнюк, а что у крезут Талцы, это что креди Майя, фикари, астаз стрэнджеруадили. Астаз грации темпенилор партиду Опсюни Солидаритати, штиц систему ждикатуреска, анчепут с лупки. Поле чеми воркон штиемтизаком, масура анкари, ту, инчерш, периода мандата лутео депутери, с subordonez sistemul judecătoresc, tu vei cădea victimă a anumii acelui sistem judecătoresc pe care tu ai încercat să-l controlezi la o anumită etapă. Fadei, bine ai venit la podcast politic. Mersi pentru invitație, Natalia. Mi-am permis să trec la Pertu, pentru că noi în viață ne cunoaștem de mult timp, ne adresăm la Pertu și ar fi, eu cred că tare artificial să luăm cu dumneavoastră, domnule Năgacevski, să fie cât mai sincer acest dialog. Prima întrebare care e deloc nu legată de temele pe care vreau să le abordăm astăzi, dar de unde așa nume Fadei? Noi chiar cu producătoarea înainte de podcast vorbeam, de unde așa nume? Bunelu, pe linia tatălui, purta numele Fadei. De ce proveniență are nume? Pentru că eu, dacă sincer, tu ești unicul Fadei pe care îl cunosc în viață. Unicul. Am găsit rădăcini și în ivrit, dar și în Federația Rusă. Dar ce înseamnă? Înseamnă ceva numele? Pohvala. Pohvala. Asta înseamnă că ție-ți place pohvala sau tu ești mai degrabă acel care... Eu mai nu caut. Am înțeles. Asta e o metodă bună de... Am înțeles. O metodă bună de, știi cum, de influențarea oamenilor. Bine, asta ceea ce eu acum am întrebat, asta n-a fost o metodă, știi, de manipulare ca pe tine să te relaxezi și scot deodată cuțitul. Okay. Nu a fost pentru asta pusă. Înainte de a începe să discutăm ce se întâmplă în justiția moldovenească, sau mai degrabă ce nu se întâmplă, vreau să începem cu tema zilei de azi. Cu exact 2 ore înainte că noi discutăm, a ieșit la o inițial anunțată ca și conferință de presă, dar pe urmă transformată în briefing. Briefing al domnului Alexandru Musteață, director al SIS. Pe scurt, cred că până va ieși acest podcast, toată lumea deja va fi la curent, dar pe scurt, SIS-ul a intrat în posesie unui plan de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2024-2025. Este vorba despre destabilizarea legată de alegerile prezidențiale și referendumul privind integrarea europeană din toamna anului curent și în privința alegerilor parlamentare care ne așteaptă la anul. Nu vreau tare mult să ne băgăm în detalii, dar ca să înțelegi, eu după ce l-am ascultat, din tâi l-am ascultat încă o dată, după care am sunat 3 persoane, părerea cărora mie îmi pare de fiecare dată destul de valoroasă. Hai să spunem așa, ei au capacitatea de a judeca limpede, fără emoții, le place, nu le place, puterea nu contează, ei întotdeauna încearcă să scoată fapte și să analizeze fapte, dar nu emoțiile. Ete toți 3 mi-au confirmat percepția mea. Nu suntem naivi. Într-adevăr, trebuie și suntem obligați să admitem că în paralel cu războiul din Ucraina, într-un an politic, se activizează toate serviciile. În primul rând, sau în egală măsură, serviciile Federației Ruse. Bineînțeles că există șor, bineînțeles că probabil există anumite scenarii și mai departe, numai că aici tot este o discuție, ce e un plan al serviciului secret și ce e de fapt un plan al persoanei care este într-un fel susținut de interesele acelui stat. Nu în asta ne băgăm.
Să admitem că este Ilan Șorc, gruparea lui și tot restul care sapă acum nu știu, un, cum să spun, un podhod subteran sub președinție și primesc bani din criptovalute. Să admitem că tot asta există. În sens că eu nu neg că așa ceva este posibil. Chiar este posibil. Dar ei chiar încearcă pe toți să bagă în aceeași oală. Eu i-am întrebat pe toți, stați o clipă, dar eu astăzi dacă ies și spun că eu susțin neutralitatea Republicii Moldova, de exemplu, ceea ce este băgat în Constituția noastră, reiese că eu sunt omul Kremlinului. Dar dacă eu astăzi ies și spun că eu sunt pro-europeană, dar dacă cineva iese, am văzut fermierii și-au permis deja să vorbească despre asta deschis și nu numai ei, să ias și să spună că eu nu vreau cu Uniunea Europeană, eu vreau să fiu ca Elveția sau eu vreau să fiu ca Marea Britanie care a decis să iasă din Uniunea Europeană, apropo, în baza unui referendum. Sau cineva care vă spune că ceea ce face conducerea statului nostru este împotriva țării, ei sunt niște criminali și nu știu ce. Deci reiese că toate aceste opinii sunt deja la noi contrar legii. Eu nu am dreptul să am o altă opinie decât cea oficială a PAS-ului? Eu corect am înțeles această conferință de presă? Dumneavoastră, încercați să-i dați încărcătură juridică acestor declarații făcute de către Alexandru Musteață. Am înțeles că trecem la pertot. Da, Alexandru Musteață este un banal reprezentant al PAS-ului într-o funcție publică. De tot. Și eu sunt convins că scopul acestei ieșiri este legat de a crea fond pentru hotărârea Curții Constituționale care urmează să fie pronunțată la ora 14 pe cazul Găgăuzii în ce și privește furtul unor sume de bani de către guvernarea centrală prin intermediul unor legi abuzive din bugetul găgăuz. Tu vrei să spui că ei se așteaptă la un scenariu negativ din partea Curții Constituționale sau care este? Deci care nu ar fi soluția? Că este o soluție pozitivă în sensul în care se anulează legea sau se menține de către Curtea Constituțională, efectul va fi destabilizator pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate. Orice soluție va fi criticată de o anumită parte a societății. Și pentru că noi astăzi să discutăm nu despre soluția Curții Constituționale, vom discuta despre aberațiile spuse de către Alexandru Musteață, care ideile nu au încărcătură faptică. Eu mai amintesc planuri desenate în nisip, cei ce invocă astăzi Musteață este similar cu acele planuri desenate în nisip pe vremea guvernării Plahotniuc. Și dumneavoastră vorbiți despre faptul că noi vom fi tratați cei care avem o opinie diferită de a guvernării, ca fiind anti-Republica Moldova, anti-integrare europeană. Bine, politic, probabil o să ne să invoce anumite lucruri de tipul ăsta. Însă, juridic, Constituția îmi garantează mie dreptul la libertate de exprimare și democrația nu există acolo unde nu există libertate de exprimare. Și sunt convins că ei nu vor avea posibilitatea să limiteze libertatea de exprimare în sensul în care își doresc ei. Toate tentativele de a închide televiziuni, de a închide diferite posturi, canale de Telegram, nu știu, rețele online, au avut vreo eficiență pentru ei? Nu. Din contra, oamenii astăzi se dezamăgesc în informațiile venite de la televiziunile considerate galbene și trec în rețelele online, în Telegram, în YouTube, pentru că oamenii caută poziția alternativă și în măsura în care este blocată acea poziție alternativă, oamenii se întreabă, dar de ce este blocată? Înseamnă că aici ascunde și ei caută poziția alternativă. Din briefingul de azi al domnului Musteață am înțeles că se vor apuca, sau cel puțin ne putem aștepta că se vor apuca și de Telegram și de TikTok deja. Mm-hmm. Dar pentru că ați trecut la pierd dumneavoastră, totuși nu, cred că aveți... Nu, ne întoarcem la tu. Da, ne întoarcem. Fadei, eu înțeleg această poziție că ai tu, ia-i prea în serios declarațiile domnului Musteață. Tu îl numești un personaj agent politic numit agent PAS. Îl numești. Ok. Eu totuși am fost învățată, nu, așa cred eu, că inclusiv prin asta noi promovăm cultura politică. Uh-huh. Parlament trebuie să fie parlament. SIS trebuie să fie SIS. Guvern trebuie să fie guvern. Și atunci când conducerea acestor instituții discreditează însăși conceptul acestor instituții, asta nu înseamnă că vreau și eu să-mi bat joc.
Eu totuși, ca cetățean responsabil acestui stat, iau în serios ceea ce spune directorul SIS. Nu, hai să admitem, pe clipă, iată, pe clipă eu am luat în serios. Eu deodată am deschis Constituția Republicii Moldova. Ne țin în minte care este articolul, dar el de fapt este chiar la bun început. Articolul 5. Democrație și pluralismul politic. Punctul 1. Democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatorul și totalitarismul. 2. Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului. Ceea ce eu astăzi am auzit de la domnul Musteață este, de fapt, un mesaj, după mine, extrem de grav. Ei mie, că cetățeanul nu-mi lasă libertate să gândesc diferit decât gândesc ei. Și mie, sincer, îmi este tot unul cine astăzi este la putere. Ieri a fost Pahotniuc, alaltă ieri a fost Voronin, nu contează. Dar atunci când cineva mie îmi bagă forțat în cap că tu ești obligată să crezi așa, sau tu ai dreptul să consideri doar așa și tot restul, asta vine din, asta este din zona fie a spionajului, fie din zona codului penal, fie din zona încălcării Constituției și așa mai departe, pe mine asta mă sperie. Pentru că eu, știi cum, pe mine mama în copilărie m-a învățat ce vrei să mănânci astăzi, asta sau asta? Unde vrei să mergi? Ce vrei să înveți? Eu am fost învățată să aleg eu. Eu să aleg. Astăzi ei nu-mi dau voie să aleg. Ei spun că ori tu ești cu pasul, ori tu ești cu Kremlinul. Și deschis o spun asta. Ei dau de înțeles că orice protest care acum va ieși, asta va fi protest finanțat de Kremlin. Orice ieșire a cuiva sau apariție în spațiul public a oamenilor care vor promova statalitatea, de exemplu, statalitatea sau neutralitatea, asta vor fi oamenii Kremlinului, au dat de înțeles că vor fi și așa ziși pro-europeni, care se vor preface că spre europeni, dar sunt ai Kremlinului, ei, într-un fel, eu, știi cum, zamazăle всех одной краской. Eu înțeleg că tu iai în bătjocără, dar asta tu ești om care are curajul sau ai trecut prin aceste, hai să spunem așa, prin aceste, nu știu, turbulențe politice în ultimii mulți ani. Tu deja te-ai obișnuit să fii ținta atacurilor. Tu te-ai obișnuit cu asta și că tebe уже ничего не липнет. Dar oamenii simpli care văd ceea ce se va arăta astăzi, în ziua în care noi înregistrăm acest podcast, la fiecare post de televiziune, dar la fiecare, și cu asta vor începe, sunt gata să păriez, toate buletinele de știri din Republica Moldova, astăzi vor începe cu asta, și la toate talk show-urile din Republica Moldova, cu mici excepții, se va dezbate anume acest subiect, el într-un fel va fi întărit, promovat, nu ni se va explica în detalii cât de mare este pericolul. Repet, eu nu vreau să spun că acest pericol nu există. Dar ei încearcă sub pericol să bage pe toți cei care astăzi sunt împotriva Maia Sandu. Spunem, de punct de vedere al libertăților fundamentale, ei trebuie să fie trași la răspundere pentru așa ceva. Deci dacă vor urma anumite acțiuni de suprimare a libertății de exprimare, va interveni răspundere penală. Alexandru Musteaț știe foarte bine că codul penal prevede răspundere penală pentru cenzură sau intervenții abuzive în ce privește libertatea de exprimare. Noi avem un potențial penal, este cel de la guvern, îi spune domnul Recean, care a intervenit abuziv prin intermediul Comisiei Situații Excepționale. Dar ce ai aflat tu astăzi nou de la Alexandru Musteaț? Nimic. De fapt, au adunat tot de pe aceleași canale Telegram, numai că ale lor. Păi cum să iau eu în serios colectarea asta de informații, de expunere diferitor reprezentanței opoziției politice și darea unei calificări evident politice? Știi ce o să spună oamenii? Mă zai. Să nu mai spun. Suntem în YouTube, da. Mă zai bită, o să spună oamenii cu toată propaganda asta ieftină. Pentru că ea nu-i mai este credibilă astăzi. De acord, Fadei. Pentru cei care, cum am spus eu, ca tine au trecut prin aceste turbulențe politice. Dar, dacă vorbim despre masa, majoritatea oamenilor... Noi am avut oameni în perioade când ne spunea că iată vine războiul. Oamenii se încărcau în mașini, fugeau în România. Stăteau câte o lună de zile în România, vineau înapoi și asta a fost de câteva ori. Și oamenii astăzi nu mai cred în tâmpenii promovate de către Partidul Acțiune și Solidaritate cu scop de radicalizare în vederea consolidării propriului electorat în speranța că vor obține un vot pozitiv în cadrul alegerilor prezidențiale din
toamna anului 2024. Eu sunt convins că toate tentativele astea ale lor, disperate de a-și consolida electoratul, joacă doar în detrimentul lor. Și acțiunile astea nechipzuite de radicalizarea societății le vor aduce lor doar un mare, mare vot negativ în toamna anului 2024. Fiindcă foarte des aud că este garantat că Maia Sandu va câștiga. Dar eu am convingerea că Maia Sandu nu o să câștige. Urmarea acestor abordări tâmpite, că îi consideră pe oameni de proști. Și asta e cel mai grav, când liderul societății, liderul țării, te consideră de prost și utilizează tactici de a te destabiliza, de a te speria, de a băga frica în tine, în speranța că tu cumva te vei consolida cu cel care te sperie. Nu mai funcționează tactica respectivă. Dar dacă, de exemplu, ei se vor folosi exact de ideea lansată astăzi de către Alexandru Musteață la briefingul SIS, în ajun de alegeri, chiar cu puțin timp înainte de alegeri, de a-l scoate pe vreun candidat cu șanse reale, în baza faptului că s-au acumulat informații de că participă într-o acțiune de destabilizare finanțată de ruși, bla, 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 și își vor lăsa un contracandidat așa, comod, că eu, apropo, tot nu cred în posibilitatea de a câștiga din primul tur, așa cum au început tot să spun, că iată, acum prin vot, prin poștă, prin referendum în aceeași zi, vor încerca să-i scoată 51%. Eu nu mai cred matematic în posibilitatea că ea să câștige din primul tur. Și atât în turul 2, ei au nevoie de cineva comod, pe fundalul căruia sau căreia, ea va câștiga. Știi cum? Oamenii vor închide nasul și vor merge încă o dată, și pentru că noi întotdeauna ne-am învățat să alegem între varianta rea, varianta proastă și varianta și mai proastă. Și pe fundalul unei variante și mai proaste, ea ar putea să mai câștige. Eu admit asta. Eu, apropo, și încă anul trecut am mai spus asta în emisiuni și voi repeta că, de exemplu, Igor Dodon, din punctul meu de vedere, este un contracandidat perfect comod, pentru că eu cum nu vorbesc de Igor Dodon ca persoană, eu vorbesc despre Igor Dodon ca imagine care deja există, politică și băgată în capul oamenilor. Ei pur și simplu vor face un refresh la același scenariu pe care l-au folosit în 2020, când oamenii au ieșit și au votat împotriva tancului rusesc. Fix așa, același scenariu va fi folosit acum. Votăm masiv împotriva tancului rusesc. Cea care luptă cu tancul este Maia Sandu. Și chiar dacă lumea deja s-a dezamăgit, a obosit, cum spui tu, vor fi nevoiți. Deci, dacă ei vor folosi toată retorica asta folosită de către Musteață împotriva candidaților cu șanse reale, și vor spune că ei sunt rușii. Scoși din cursă cu 3 zile înainte de alegeri și la revedere, fădei, cu optimismul tău. Eu am impresia că astăzi, etichetându-te că ești cu rușii, îți faci o favoare guvernarea, deoarece astăzi oamenii nu mai au acea ură în raport cu cetățenii Federației Rusă. Noi putem să avem pretenții față de Putin, nu știu, față de Medvedev, față de guvernul Federației Rusă, dar în raport cu însăși cu Federația Rusă, cetățenii Republicii Moldova nu au pretenții. Noi nu avem acea ură colectată în raport cu Federația Rusă. Tu crezi că asta e drept rezultatul acestui băgat pe gât? Absolut. Absolut. Eu sunt convins că urmarea acțiunilor inadecvate ale guvernării, fiindcă războiul din Ucraina nu a trecut granițele Republicii Moldova și nu există acel fon care le-ar permite lor astăzi să perpetueze aceeași retorică. Și da, eu sunt convins că eu să încerce să scoată anumiți candidați din cursa electorală, dar aici este și vorba și de înțelepciunea opoziției de a nu merge cu un singur candidat, dar de a merge cu mai mulți candidați pentru a crea probleme guvernării, astfel încât ei să nu aibă capacitatea de a-i bloca pe toți, în sensul în care Maia Sandu să nu aibă un concurent real care să aibă capacitatea să o bată. Și eu cred că această strategie va fi bine pusă în aplicare și Maia Sandu nu va avea niciun sort de izbână pentru a obține cel de-al doilea mandat. Plus, noi avem un element extrem de important, noi vorbim astăzi e primăvară, astăzi sunt anumite tipuri de turbulență la nivel geopolitic, în toamnă lucrurile se schimbă și noi nu știm cum se vor schimba ele. Și plus, fonul ăsta al politicii interne în decădere, nu vor putea să genereze nimic la nivel intern. Unica ce o să încerce să genereze astăzi, așa zis, a luptă cu corupția.
prin a ataca oponenții politici. Dacă observăm, de exemplu, la nivel de primărie. Acum Centrul Național Anticorupție încearcă să-i sancționeze pe toți cei care au votat la Comisia Situație Excepțională anularea ordinului Ministrului Educației, Perciun. Deci, ei încearcă acum, iată, formule de tipul ăsta să se reabiliteze. Însă nici această formulă nu mai funcționează și nu mai este credibilă, deoarece toți înțeleg corupția în guvernare. Fădei, până nu au venit în cabinetul lui Andrei Spânu, ei pot să meargă la toți primarii din Republica Moldova. Oricum nu vor convinge lumea că ei luptă cu adevărat cu corupția. Chiar dacă pe urma două, trei zi, după trei zile în cinea, îi vor da drumul și vă spune, scuzați, noi am verificat, nu s-a dovedit, până nu vor veni la el în cabinet și vă lua cu în cătuș, așa cum ei după tot restul vin, lumea nu vă crede. Asta e 100%. Deci aceeași eu sunt convins că nu o să meargă. Și mi-mi pare că deja e creată așa atmosferă în societate, încât chiar dacă vor veni la Andrei Spânu, sunt gata să păriez. A două zi vor începe să spună că asta tot e de găvarniac. Sandu Special a decis înainte de alegeri să facă un pic de PR. Să reabiliteze. Da, să reabiliteze. S-au înțeles că va sta un pic, o lună, două, ca să-i spele imagine. Dar pe urmă va ieși tot normal. Pun un nou procuror general în câte încercare. Și iată în condițiile respective care ar fi acele strategii care ar putea să le utilizeze Maia Sandu astfel încât să convingă electoratul să o voteze. Nu, politehnologic vorbind, da. E nevoie de crearea unei frici în societate. Pentru că în timpul, atunci când omul simte o frică uriașă, el este gata să adopte inclusiv deciziile pe care în mod obișnuit nu le-ar fi adoptat. De exemplu, să voteze din nou. Înțeleg. Dar abordările respective pe fonul degradării sociale și economice nu funcționează. Astăzi oamenii sunt disperați. Ei nu se mai tem de nimic. Oamenii au nevoie de pâine. Ceea ce spui tu acum, inclusiv asta, se pliază perfect în ceea ce a descris Alexandru Musteață. Pentru că el a zis, printre altele, că se vor încerca în timpul apropiat promovarea unor crize economice sociale care vor fi promovate în paralel și se va crea în presă, va fi încerca diferiți actori, lideri de opinie vor încerca să creeze senzația că aceste crize au o amplare mult mai mare decât cu adevărat. Deci acum stă în fața mea Fadei Năgăcească și spune despre degradarea socială. Ești cu Kremlinul. Asta, tu trebuie să fii tâmpit, aflându-te la guvernare, având majoritatea quasi-calificată în Parlament, propriul guvern, propriul SIS, propriul CNA, să-ți trimis directorul SIS-ului ca el să spună că opoziția o să creeze crize economice. Eu guvernez astăzi țara. Ori Maia Sandu împreună cu clica sa de scroci politici. Asta este întrebarea. Și dar Musteață când iese și asumă asemenea declarație, el înțelege ce vorbește. Cum poate să creeze criza economică opoziția? Opoziția care nu are altă formulă de a se promova decât prin intermediul Facebook-ului, eventual Telegram-ului, eventual acelui TikTok. Nu iau decizii, iau politice sau juridice. Deciziile ia în omul guvernarea astăzi. Și Musteață ar trebui să analizeze bine declarațiile înainte de a ieși, că se compromite. El este tânăr și după ce va pleca de la SIS, să aibă grijă măcar cu dosar penal să nu se ducă. Ca persoană notorie, el nu o să plece de acolo urmarea acestor conferințe, briefing-uri cu care iese el și care încearcă să ne sperie pe noi și se descalifică ca profesionist. Apropo, una dintre idei care, potrivit domnului Musteață, vor fi lansate în societate de către cei care vor fi finanțați de către Federația Rusă, asta este provocarea urii interetnice. Dar eu stau și mă gândesc, da, ceea ce s-a întâmplat câteva săptămâni la rând și noi am văzut imagini de la Curtea Constituțională, când în fața curții aveau loc proteste și contraproteste și o vedeam pe Maria Olari cu alți activiști care stăteau cu plancarde pe care era scris găgăuză separatistă, Cimadan Vaxal Rusia și ei erau protejați de poliție. Noi vedeam că ei stăteau, deci exista un cordon de poliție, în spatele acestui cordon stăteau ei cu Cimadan Vaxal Rusia. Și nimic nu se făcea. Eu stau și mă gândesc, dar în cazul dat, cine provoca ură interetnică? Dar cine până acum a provocat ură interetnică? Cine până acum a încercat să suprimi limba rusă pe teritoriul Republicii Moldova? Cine încearcă să radicalizeze la maximum relațiile noastre cu Federația Rusă, cunoscând că pe teritoriul Republicii Moldova avem și etnici și cetățenii Federației Rusă? Cine acționează într-un mod vădit
politic abuziv, discriminatoriu un raport cu gagauzii. Eu? Nu. Asta Maia Sandu o face și este evident că numai ea utilizează tacticile respective de destabilizare a situației prin radicalizarea societății, iarăși cu același scop, de a-și consolida propriul electorat. Stai că n-ai dreptate, se vede că nu îi urmărești pagina. Iar a început să dea cu... Să dea cu bună dimineața, dobră utră și în bulgară și în găgăuză. Și a mintit cu jumătate de an înainte de alegeri că mai avem așa cetățenii. Păi, a te exprima în limba rusă nu înseamnă a nu utiliza politici de discreditare și de eliminare a limbii ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Nu în școli se încearcă să elimina limba rusă, cu toate că noi avem o serie de etnici care au preferințe de a învăța în limba rusă. Nu, la noi se încearcă toate lucrurile astea să fie implementate prin intermediul ministerului care este aripa Maiei Sandu. Ca să punem punct în tema asta cu briefingul lui Musteață, tu spui că asta nu va avea niciun efect pentru că lumea deja nu-i mai crede. Eu totuși, știi, eu am văzut mai multe cazuri în istoria noastră scurtă, când, de exemplu, pe perioade scurte, puterii sau factorilor de putere le reușea să creeze un fel de isterie în societate. Da. Chiar și recentul caz Stoianoglu. Îți aduce aminte ce era în spațiul public când Stoianoglu era arestat? Da. Sechestrat, da, e bine sechestrat, așa. Da. Deci acea isterie când toți liderii de opinie, că e clar, corupt, dădeau dreptate procurorilor care au venit să-l aresteze deodată, din primă, nici nu era nevoie de judecată. Iată, au trecut 2 ani și ori și deja nu i-am văzut pe cei care înflăcărat strigau și șrupeau cămașa că Stoianoglu e corupt. Acum i-am văzut mai mult tăcuți la subiectul săptămânii trecute, când Stoianoglu a fost achitat în unanimitate de către toți 3 judecători din complet. Au tăcut. Eu nu i-am văzut. Nu i-am văzut. Apoi, ce vreau să zic? Pe perioadă scurtă, lor le-a reușit să scrieze această isterie în societate. Fix așa a fost și în cazul meu, când, cu cancelingul meu, să numim așa. Dar cum reapar din viața trecută, oamenii spun, eu întotdeauna am fost, am ținut, tu știi, că nu, niciodată nu te-am judecat. Da, numai că pe 2 ani ai uitat numărul meu de telefon. Înțelegi? Pe perioade scurte, asta funcționează. De ce? Eu te întreb ca politician, nu doar ca jurist, dar ca pe politician activ. Tu îți dai seama care face parte din echipă, care va lupta pentru prezidențiale, parlamentare și așa mai departe. Tu îți dai seama că ei ar putea să încerce să creeze această isterie în societate pe termen scurt, cu, nu știu, câteva săptămâni înainte de alegeri, așa încât pe termen scurt asta să funcționeze. După care, peste o lună, societatea își va reveni, majoritatea, cea care de obicei se uită la lideri de opinie sau la cum tot satul va reacționa și dacă tot satul spune da, atunci și eu sunt cu tot satul. Peste ceva timp tu îți revii și îți dai seama că ai greșit, dar deja gata. Уже не исправить ошибки. Cum ai și menționat cazul Stoianoglu. Termin scurt, cu 2 ani în urmă a funcționat. Ăștia utilizează tactica asta de destabilizare și de radicalizare deja de 3 ani de zile. E ca să genereze un nou fond de frică, aici trebuie să se întâmple, nu știu, război civil. Ei trebuie să genereze un război civil pentru ca să genereze acea frică despre care vorbești tu, care le-ar face credibilă retorică. Eu sper că ei nu au în cap o asemenea abordare în sensul în care să genereze o confruntare de altă natură decât politică în interiorul Republicii Moldova. Fiindcă elementul ăsta care îl invocă ei, că Federația Rusă trebuie să ne atace, iată mâine, este evident că ea nu mai funcționează. Acum doar pe intern, doar dacă ei vor încerca să genereze o asemenea abordare, dar cunoscând-o un pic pe Maia Sandu, mă îndoiesc că eu să meargă la asta, ea cât de curajoasă pare, pe atât de fricoasă este și nu își asumă ea lucruri pentru care va avea certitudinea că face pușcărie și în condițiile date eu sunt destul de liniștit că iată, vor fi utilizate maxim iată, tactici de tipul ăsta politici, fricoase și lipsite de conținut și esență juridică. Cazul Stoianoglu. Și tu te-ai expus deja pe acest caz și mai mulți experți, eu nu vreau să ne repetăm, de ce mă interesează un lucru absolut concret.
Eu te-am văzut cum tu ai vorbit despre acest caz, eu tot nu ascund. Păi eu ne l-am asumat, da, Stoianoglu, da. Cum să nu vorbesc, da, despre acest caz? Nu, acum și-ți spun ce vreau să te întreb. De exemplu, pentru mine este evident că Alexander Stoianoglu este temporar înlăturat din această, da, funcție, el va reveni în funcție, odată și odată el va reveni. Nu știu deja cât va rămâne din acel mandat pentru care a fost numit inițial, dar asta e altă întrebare. Cum asta s-ar putea întâmpla? Asta un nou președinte de țară care, iată, cine va deveni, anulează decretul Maia Sandu privind demiterea lui Stoianoglu, juridic vorbind. Cum asta se va întâmpla? Tu ai analizat deja? Deci, fie instanța de judecată emite actul judecătoresc privind anularea decretului. Acum acest proces e în iunie. Uh-huh. Asta e pe decret și mai este încă procesul de judecată cu referire la așa zisă evaluarea lui extraordinară care s-a făcut în baza unui legi declarate neconstituționale. Acolo tot este proces de judecată. Sunt două procese de judecată la subiectele astea. Și respectiv fie instanță le anulează, fie la schimbarea președintelui Republicii Moldova, președintele singur își anulează propriul decret. Dar eu nu exclud că și Maia Sandu o să ajungă la o anumită etapă o să își anuleze decretul. Tu serios? Da, Natalia. Da. Maia Sandu să își anuleze decretul, Natalia, privind Dimitrii lui Stoianoglu? Scuză-mă, tu ești nebun? Da, Natalia, probabil ești nebun când spun lucrurile astea, deoarece știu că e un an de zile o ținut emiterea decretului de anulare, deoarece este meaș în condițiile în care o să apară elemente care o să-i confirme că e faci pușcării, eu o să anulez decretul respectiv e. Și noi vorbim despre Natalia, despre Maia Sandu, care mai are cât vreo 8 luni de zile. Dar Maia Sandu, dacă o să vadă la peste 4 luni de zile că șansele ei sunt foarte mici de obține în al doilea mandat, eu o să devină și mai fricoasă. Deci credibilitatea ei scade, legitimitatea scade și ea înțelege potențialul juridic de a fi atras la răspundere penală și în condițiile date ea ar putea să intervină, ea singură să anuleze acel decret, doar pentru a evita o eventuală răspundere penală pentru abuzurile care le comis în acest caz, dacă și pentru a se disucea. Pentru că noi, încă o dată, politicianul are partea juridică, dar și partea asta de legitimitate. Și cât mai aproape de lege, cât mai mult scade legitimitatea. Și ei devin tot mai vulnerabil și mai vulnerabil. Apropo de asta, tu ai văzut, nu știu, observat sau nu, ieri a apărut o știre, nu tare a fost răspândită. Deci, în Transnistria nu vor fi deschise secțiile de vot pentru, da, alegerile prezidențiale din Federația Rusă. De ce? Știi de ce? Pentru că ucrainenii au spus-o clar, deschis. Dacă vor fi organizate alegerile prezidențiale rusești, mm-hmm, în Transnistria, toți cetățenii Ucrainei, dar dacă noi luăm elita din Tiraspol, acolo majoritatea au și cetățenii ucraineni. Ei au averi pe teritoriul Ucrainei, ei au business-uri, pentru că era mult mai comod în Ucraina să meargă și deci acolo listele persoanelor cu cetățenii Ucrainei este cunoscută, unde lucrează fii și așa mai departe este cunoscut. Și pur și simplu li s-a dat clar de înțeles prin cazul Ignatiev. Anunțarea în căutare internațională Interpol, dar nici măcar Interpol nu trebuie. Tu pur și simplu ești anunțat în căutare. Ei trimit cererea din partea Maiului Ucrainei în Mai din Republica Moldova și omul fizic nu va putea ieși din Transnistria, fizic, pentru că imediat va fi arestat și predat autorităților ucrainene. De acolo e articol tare serios, trădare de patrie sau eu nu mă țin minte. Deci ei au dat de înțeles că va fi trădare de patrie în cazul în care vor organiza. Și uite, a funcționat. Deci frica asta a unui demnitar de a păți, de a fi tras la răspundere, ea uneori îl face să ia decizii corecte. Dar în același timp există o altă frică. Frică de a pierde puterea și înțelegerea că dacă noi pierdem puterea, Doamne ferește, ce va fi cu noi, ea uneori te face să adopți decizii și mai proaste. Da? Și nu știu de ce, mie îmi pare că în cazul ai noștrilor de pe malul drept al Nistrului, e varianta asta. Ei adoptă decizii tot mai proaste și mai proaste din frică că vor pierde. Da, ei adoptă destul de multe decizii, destul de proaste în ultima perioadă, dar ei înțeleg că fiecare decizie adoptată doar le grăbește sfârșitul și în condițiile date ei ar putea să fie mai loiali față de presiunea publică. Chiar același referendum care l-au numit ei. Deci ei înțeleg astăzi că este o decizie destul de proastă și iată încearcă să gestioneze situația, dar de altfel chiar și cu Musteață, da? El a menționat despre referendum astăzi. Întrebarea este, iar ieri pe un site de știri Galben a apărut
așa zis analiză cu privire la referendum, unde se pun foarte multe chestiuni tehnice sub semnul întrebării și eu mă întreb dacă nu se caută acum formule pentru a anula, ieși din această situație extrem de proastă. Am văzut și eu acel articol cu mai mulți experți. Și iată, astăzi este musteață care de asemenea vine să invoce că cineva vrea să compromită referendumul. Și în condițiile date, iată, se observă o anumită formulă pentru a evita o această decizie proastă. Iată, e fix așa și cu Stoianoglu. Dacă o să intervină elemente care o să o convingă pe Maia că face fușcărie, ea poate interveni și să anuleze decretul emis de către ea. Dacă așa va fi, dacă ea își anulează acest propriul decret de Dimitrie lui Stoianoglu, eu voi te voi aplauda în picioare. Voi trătați, eu nu cred voi în asta. Voi o tratați pe dânsă ca pe un lider, nu știu, om, nici nu om de stat, dar știți că un lider vizionar. El nu este lider. Este un tip fricos, frustrat, un conducător a unui grup de scroci politici. Eu am avut posibilitatea să colaborez la diferite etape politice cu doamna Maia Sandu și am văzut ce dă din ea și care este nivelul ei de asumare a deciziilor. Deci ea nu face nimic în măsura în care atestă riscuri pentru siguranța ei personală. Și ea va expune pe oricine, va da la câine pe oricine, doar pentru a-și proteja libertatea sa individuală. Și asta trebuie să fie clar pentru noi toți. Eu, apropo, aici sunt de aceeași părere ca tine. Eu am mai spus-o în una dintre emisiuni precedente. Eu cred că PAS-ul va fi al doilea partid care riscă să aibă descriere ca grup criminal organizat. Ții minte? Așa despre PD. Așa. Deci s-a votat bine. Normal că asta nu juridic, asta politic, prin declarația adoptată în Parlament, cu toate că și juridic era posibil dacă se ajungea până la un final în dosarul capturării statului, uzurpării puterii de stat. E un articol extrem de grav. Deci ei era la fel riscă. Deci, adică în sens că, hai așa, articole pe care ei iar fi încălcat, există. Și după asta hotărârea Curții Constituționale pe partidul Șor, acest precedent, eu nu văd nicio problemă să fie folosit, inclusiv împotriva grupului criminal organizat, Partidul, Acțiune și Solidaritate. Da, noi nu vorbim de toate persoanele că sunt. Da, și în privința partidului Șor, nu în privința tuturor. Dar conducerea. Acei purtători de decizii politice pot fi considerați ca fiind partea grupului criminal organizat și aceleași elemente utilizate în cazul Șor pot fi utilizate împotriva PAS-ului pentru a fi declarat neconstituțional partidul și pentru a fi inițiate procese penale împotriva acestor conducători care astăzi utilizează tactici vădit anticonstituționale și vădit abuzivi în privința drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Fădei, tu singurul ai spus că ai avut contacte personale cu unii factori din PAS, inclusiv cu Maia Sandu, cu Litvinencu mult ai comunicat. Îți pun o întrebare. Poți să nu dai nume. Pe mine foarte mult mă interesează asta și eu pe absolut tot să-i întreb, eu inclusiv mie îmi pun această întrebare. Dar ție nu-ți pare că poate, pe o clipă, ei totuși trăiesc într-o bulă în care singurii s-au autoconvins că iată, toată isteria asta cu tot ce ei ne povestesc de dimineață până seară pe la televizoarele lor, că asta este adevărat. Toți care ne critică sunt agenți. Toți care vor să lupte cu noi sau pun sub semnul de întrebare cursul eurointegrării sunt spioni cumpărați. Nu, în cel mai bun caz, niște proști naivi de care se folosesc grupări criminale organizate din afara țării, finanțate de către Federația Rusă. Înțeleg că eu tare des, atunci pe timpul lui Plahotniuc, încercam să vorbesc cu prietenii mei care vorbeau cu cei care lucrau în GMG și eram mirată să aud că, de fapt, mulți dintre ei chiar credeau în faptul că nu numai Plahotniuc e rău, dar și tot restul, dar care e diferența, da? La voi țopi, acolo Plahotniuc, știi chestii care pe tine te face să începi, știi, pe tine te face să nu-ți ieși din minți dimineața, pentru că tu nu poți, știi cum, oricare om, dacă e om normal la cap, cât de cât, el vrea să trăiască într-un confort psihologic cu propria conștiință, că eu totuși nu sunt de partea criminalilor sau eu nu sunt de partea celor răi. Și el se autoconvinge.
Eu uneori cred că poate pasul așa se autoconvinge. Poate ei chiar cred în acele like-uri de pe Facebook și această susținere în masă și ei se uită la televizor în fiecare seară, schimb butoane și uite, încă un expert a confirmat, al doilea expert, al treilea, poate chiar cred. Păi, fiind conectat la un anumit tip de informații, evident că tu poți deveni victima acelei informații pe care o obții zilnic. Da? Este evident că și la pas există riscul respectiv ca o mare parte dintre ei să devină jertfe ale propriei propagande. Iarăși, jumătate dintre ei, scuzat fiind expresia, cu jumătate de mozg. Și în condițiile în care ești cu jumătate de mozg, tu nu ai capacitatea să analizezi în mod adecvat acele informații ca să îți balancezi punctul tău de vedere. Scuze-mă că te întrerup, de tu acum caz sub incidența unei alte inițiative venite din partea PAS-ului, domnul Lilian Carp a venit cu inițiativă legislativă, cu răspundere penală pentru, cum acolo, atac la adresa discreditare sau demnitarilor. Tu acum când ai vorbit de jumătate de mozg al jumătății din PAS-ul, nu-ți pare că tu încalci? Adică dumneavoastră deodată l-ai băgat pe aista, cum cheamă? Lilian Carpă. Lilian Carpă, iată, în zona asta, celor cu jumătate de mozg. Adică numai un om cu jumătate de mozg poate să iasă într-o democrație cu un asemenea proiect. Noi trebuie să spunem că, iată, ei încearcă să acționeze ca Putin, ca nu știu. Știți care e diferența dintre Republica Moldova și Federația Rusă? În Republica Moldova noi deja am simțit ce înseamnă libertate de exprimare. Exact. Tu de la om nu poți să-i retragi acele drepturi care le-ai dat, tu poți să-i dai doar mai multe și mai multe și mai multe. Federația Rusă încă nu a ajuns la momentul în care se simt oamenii în totalitate acea libertate de exprimare, că atunci și lui Putin. Iar și tare greu să implementeze tactici autocrate, așa cum le implementează astăzi. Iată, astăzi în Republica Moldova, ce nu ar face Maia Sandu, e gura nu o să-mi închidă, nici mie, nici ție nu o să-mi închidă, iar și eu deja știu ce înseamnă libertate de exprimare și cum să-mi apăr. Și plus noi suntem sub protecția standardelor Consiliului Europei care ne garantează nouă posibilitatea de a ne apăra drepturile și libertăților fundamentale. Stai, dar cum sub protecția acestor standarde a fost posibil cazul Stoianoglu, închiderea televiziunilor și multe, multe alte chestii despre care inclusiv tu vorbești? Riesică nu ne ajută această protecție? Ba da, cum nu ne ajută? În cazul Stoianoglu, câte rapoartele, bine, Consiliul European nu vine cu sapă și îți dă în cap. El face rapoarte, el face analize, el face recomandări, el comunică cu guvernarea și explică, ei, tâmpiților, nu acționați așa, că o să vă ia spinări la o anumită etapă, noi nu sunteți veșnici. Și dacă ne uităm în rapoartele, pe ce e o lipsitate scris despre cazul Stoianoglu? Dacă ne uităm în condiționalitățile UE, iarăși Stoianoglu este vizat. Dacă ne uităm la soluția pronunțată de către instanțele judecătorești naționale, Stoianoglu este achitat. Mai este cineva Republica Moldova astăzi care crede că Stoianoglu a fost sechestrat conform legii? Nu, nu este. Iată, efectul acțiunilor lor o să fie una, discreditarea politică și doi, discreditarea juridică. Când îl sechestrați pe Stoianoglu, atunci să-mi comunicați în public și să zicem, băi, Litvinenko, până îl băgați voi la pușcărie pe Stoianoglu așa cum pretindeți voi, mai degrabă să duci și guvernul Gavrilița. Așa și s-a întâmplat. O să ducă și Sandu, o să ducă și guvernul ăsta Recean, dar Stoianoglu oricum o să învingă, deoarece el are dreptate. Și în condiții Republicii Moldova, așa cum n-am spune noi că stat de drept nu funcționează în totalitate, dar este posibil de obținut dreptate în măsura în care noi convingem nu doar judecători, dar inclusiv și opinia publică că băi, lucrurile nu stau tocmai bine. Și astăzi tot mai mulți oameni se conving că lucrurile nu stau tocmai bine în ceea ce privește modul în care acționează cei care ne guvernează astăzi, vorbim de clica asta, de escroci politici, politici numiți PAS. Tu parcă de fiecare dată special pentru Musteață și pentru Leancar pripeți asta. Da, eu și așa am câțiva vizitatori pe pagina mea de Facebook, n-am nicio problemă, pot să ne-o închid. Da. E de apreciat curajul, spun. Asta chiar e de apreciat. Natalia, tu m-ai învățat, eu tot vremea menționez cine mă întreabă când am apărut eu în spațiu public, eu mi-amintesc prima emisiune la mine a fost la tine, împreună cu Kolminski. Da, și atunci mi-a spus un lucru după emisiune, deci mama m-a sunat și mi-a spus că vrea să arunce în televizor cu pultul de la televizor. Înseamnă că ai câștigat ceea ce spate. Și atunci am prins la curaj și am zis să nu mai reacționez la atacurile trolilor și să-mi expun punctul de vedere în continuare. Absolut. Uite,
Știi, am un prieten care spune așa, nu, pentru că suntem în YouTube, pot să-mi permit să-l citesc, el foarte dur o spune, că tot deși se atinge pas, tot căcat devine. Asta e citat dintr-un prieten. Concursul la funcție de procuror general, eșuat, a câtă oară, de-amă, m-am pierdut. Poți să vă explici cum e posibil, când deja ai toată puterea în stat, când ai privetinguit pe toți din CSP, când deja, eu nu știu, apropo, ai privetinguit sau ai vetinguit, pentru că eu cred că în capul majorității cetățenilor, așa și nu-i clar, ei trebuie priveting sau priveting, că atât de mult s-a încurcat, nu contează. Deci au fost toți băgați prin filtrele. Curățiți, da. Numai așa, integri, cinstiți ăștia, cu verticalitate, demnitate și așa mai departe. Și așa se întâmplă că imediat după concurs, procurorul general interimar îl dimite pe procuror adjunct interimar. Ambii au fost participanți la acest concurs, concurenți. Da. Unul pe altul îl dimite spunând că eu mi-am pierdut încredere în acesta. Imediat își dă demisia un membru al CSP-ului privetinguit, doamnă, e vorba de doamnă, dar de fapt e clar pentru toată lumea că a avut loc o presiune după ce a devenit clar că ea cumva acolo ceva cu notis n-a fost clar. Cum e posibil, Fadei? Care concurs, Natalia? В смысле? Tu i-ai spus de concurs. Care concurs? Despre ce vorbim noi? Funcție de procuror general. Serios? Deci tu crezi că cineva și-a asumat să facă concurs în mod sincer pentru a selecta pe cel mai bun procuror? Eu? Haideți să ne amintim. Nu, ok. Hai să... A imita un concurs. Noi am mai văzut concursuri în țara noastră. Natalia, dacă noi uităm despre situația din 2019, când Maia Sandu a cedat guvernarea doar pe motiv că nu a putut să-și obțină procurorul general de Buzunar, cel care l-a vrut ea, atunci noi suntem bine mersi. Dacă noi uităm că Maia Sandu... Ea atunci îl vroia pe Grebincea? Da. Și în condițiile în care ei nu au reușit, ea atunci a fost gata să dea cu capul de asfalt guvernarea, să cedeze conducerea Guvernului Republicii Moldova, doar pentru a nu și-l asuma pe Stoianoglu. Să ne uităm că în 2021 cum a preluat Guvernul Republicii Moldova, controlul asupra Guvernului Republicii Moldova, așa a inițiat procesul de sechestrare a lui Stoianoglu. L-au eliminat din funcții. Și astăzi Maia Sandu, ăsta e visul ei, se pare că să aibă un procuror general a ei de buzunari. Și el nu i-a reușit în condițiile legii actuale. Să nu uităm că cu două luni în urmă s-a inițiat procesul de modificare a legii cu privire la procuratură. Cu Olesia Stamateu a plecat de la conducerea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Maia Sandu astăzi vrea garanții că o să poată să-și promoveze persoana care și-o dorește e prin intermediul actualului CSP. Vrea să-și baje CSP-ul în buzunar. Și pentru asta eu făcut tot posibilul ca să discrediteze acest concurs, ca să-l mimeze și ca să ajungă anume la anularea concursului, pe motiv că în vechile condiții ale concursului ea nu putea să aibă garanții că își va putea promova persoana care o dorește ea în funcție de procuror general. Și acum, părerea ta, ei ce vor face? Iar și vor schimba legislația? Dar ei au și menționat că acum ei se gândesc să modifice reglementările, încă nu știu cum, la nivel de CSP să modifice reglementările sau la nivel de Parlament. Astfel... Eu cred că ei acum ar putea să anunțe că e cazul de revenit la veche tradiție ca președintele să propună procurorul general și CSP-ul numai să-l întărească. Ui, asta ar și o bombă pentru dânși dacă își asumă treaba asta. De ce lucrurile astea, ca să le faci, trebuie să modifici Constituția Republicii Moldova, deoarece în Constituție e scris că la propunerea CSP-ului președintele Republicii Moldova numește procurorul general. Și este o problemă. Și legea asta cu privire la procuratură și modificarea constituțională s-a făcut sub ghidajul și supravegherea Consiliului Europei. Deci au continuat concursul. Iată asta e întrebarea, știind că acolo nu sunt toți candidații lor. Un simplu motiv este... Deci eu sunt convins că ei vor să modifice legea cu privire la procuratură, dar nu puteau modifica regulile de joc în timpul jocului, că le-ar fi sărit în cap Consiliul Europei. Da, așa ei vor spune că dați-vă grupările, da, se luptă între ei. Da, experții deja pe la televiziune spun că e vorba despre Kremlin. Absolut. Că Kremlinul a stat în spate, da, la acest concurs, de ce și nu s-a reușit și așa mai departe. Și acum... Și ce crezi că se va... Deci, dar... Ea vrea să-și asume o persoană.
Dar pentru asta... Persoana asta este Sergiu Litvinenko sau cineva din România? Sincer, nu mă interesează. Că eu am spus, cine nu ar fi, el o să vină fără credibilitate, fără legitimitate acea persoană și el nu o să aibă niciodată un mandat stabil în condițiile în care este Stoianoglu, care este Procurorul General al Republicii Moldova și care poate să revină în orice moment în funcție de Procuror General. El nu va fi credibil. El nu va avea autoritate în sistemul Procuraturii. De aceea, cine o să-și asume porcăria asta de a executa indicația Maia Sandu și a prelua mandatul de procuror general, doar își va face CEO-ul de serviciu și va fi utilizat pentru câteva luni, după care el va fi nevoit să plece cu coada între picioare și discreditat urmarea faptului că procurorul general Stoianoglu va reveni în funcție. Potrivit ție, în tot acest proces de непонятно și din cadrul procuratorului generale, ca și per general justiție, dar vorbim acum de procuratorul general. Dar ce se întâmplă? Noi nu avem așa de mulți procurori în Republica Moldova. E vorba de vreo 900, da? 800 și ceva. Nici nu știu câți. Până la 900, da, din câte știu. Sper că nu am greșit. Poate un pic mai mulți. Cum ei se simt? Care e atmosfera pe interior? Haideți să ne revenim și la CSP, că a spus de Verlan, că și-a dat demisia membru CSP-ului. Și acum este și elementul ăsta de căutare a acelei jertfi care să-și asume discreditarea acestui concurs și picarea acestui concurs în speranța că nu se va ajunge a se afla că totuși ațele au fost trase anume din clădirea președinției. Eu sunt convins că anularea concursului a fost făcut prin intermediul președinției Republicii Moldova. Verlan, când a modificat notele, tot asta s-a făcut iarăși. Deci special scenariul inițial era discreditarea concursului, așa încât să arate să ajungă la anularea concursului. Da, că în baza actuale legii e imposibil de numit o persoană integră. Și iată, lucrurile astea sunt coordonate, eu sunt convins, din președinția Republicii Moldova. Și acestea sunt niște victime colaterale, iarăși, care au fost folosite, după care aruncate din sistemul Consiliului Superior al Procurorilor. Dar în ceea ce privește procurorii, e același lucru ca și în sistemul judecătoresc. Oamenii sunt în așteptare. Deci dacă la o anumită etapă era frică, era panică, astăzi oamenii înțeleg că astora le-a rămas puțin. Nada pereter peti. Și, iată, deci deja este înțelegerea că ăstora le-a rămas puțin. Eu sunt convins că este înțelegerea și oamenii știu foarte bine că ăștia nu au zile multe. Chiar și adunarea generală a judecătorilor recent petrecută. Deci s-a simțit, oamenii deja sunt pregătiți pentru schimbarea guvernării, înțeleg că ăștia pleacă. Ei nu sunt gata să declare război astăzi, deschis sistemului politic, așa cum au încercat în anul 2019. De ce? Ei s-au ars în anul 2019. Țineți minte, adunarea generală din 2019, aparent ea a fost susținută de către clasa politică, o parte a clasei politică. Ulterior, totuși, acea adunare nu a mai fost susținută de către clasa politică și în condițiile date adunarea generală a judecătorilor nu a considerat că este nevoie să declare astăzi război politic, dar să stai mai departe în expectanță și să aștepți momentul plecării ăstora pentru ca să se reabiliteze independența sistemului judecătoresc al Republicii Moldova. Deci nu este nimic grav ceea ce se întâmplă în sistemul procuraturii, va fi tot mai puțină ascultare. O să știi, da, șeful, ascultăm, dar nu facem, o să fie pus acele dosare insertare pentru a aștepta momentul schimbării clasei politice. Deci indicațiile venite de la politic sunt tot mai puțin și mai puțin auzite și executate. Sau să fac de o asemenea manieră încât ele să nu genereze careva efecte juridice. De făcut de dragul făcutului. Iată asta se întâmplă în sistemul procuraturii și în sistemul judecătoresc, de altfel, al Republicii Moldova. Sunt o serie de indicații cu privire la diferiți reprezentanți politici ai opoziției, dar nimeni nu vrea să-și asume dosarii eficiente. Dar vreodată se va schimba asta în statul Republica Moldova? Eu, de exemplu, sunt convinsă că asta poate fi schimbat dacă vin alt tipaj de lideri politici. Uh-huh. Dar te întreb, eu nu sunt adeptă ideii că există un fel de deep state, dar cu siguranță există anumite clanuri din cadrul organelor de drept, din Procuratura Generală, din SIS, din sistemul judecătoresc. Oamenii, știi cum, grei sistemului, care
Au fost în sistem și 15 ani în urmă, și 10 ani în urmă, și 5 ani în urmă. Și mă tem eu că ar putea să fie și peste 5 ani dacă nu se schimbă nimic la nivel politic. Ce am în vedere? Există grupări, de exemplu, în procuratură, care întotdeauna au deservit oricare putere. Eu aș spune că asta era un fel de contract social. Voi pe noi ne lăsați, noi acolo să facem niște bănișori. Nu, ce noi nu știm cum procurorii cu judecătorii fac bani pe oameni de afaceri, dosare, chestii, mandat de arest, un an în închisoare. Știm, asta e cunoscut de întreagă. Cei care vor să cunoască, toți cunosc. Noi facem asta. În schimb, ce vă trebuiește? Vă trebuiește peste liderul opoziției, partidul cutare? Nu-i problemă, facem schimb, cum se răspunde, de servicii. Și asta, oricare putere, ea când vine la putere, ea promite că va face această curățare, doar că ea imediat după ce vine la putere, ea are nevoie de niște părchii ca să înceapă să lupte cu alții. Și cine sunt primii care vin la ei și spun că? Все сделаем, шеф. Ну, мы пе команд. Сутем гата, стези сервим, кума фос на интернет. Дар, уц вам фи девотац. Парерия мя, ка оно мя шаша се întâmpла де фейкаре дата. Пентру, ка дака ту те уц, тот а чей прокурор, каре мулц лукрау пи темплу Воронин, пюрма лукрау пи темплу Плохотнюк, пюрма лукрау... Дичи так те уц, ис а чей аш прокурор? Practic, nimeni n-a fost tras la răspundere. Tu cunoști un procuror care, în afară de Stoianoglă, care a fost tras la răspundere pentru vreo ilegalitate de pe timpul Plăhotniuc? Eu nu cunosc. Uh-huh. Eu nu cunosc pe nimeni. Și tare mi este teamă că viitoarea putere va veni și tot procurorii lui Murari sau cine mai este acolo, care sunt clanuri, eu admit că sunt mai multe clanuri, vor veni și vor spune, pățani, davate, haideți să colaborăm. Asta poate fi schimbat? Deci, întotdeauna problema este foarte simplă. Da? Eu tot am fost ministru al justiției și la mine tot au venit diferiți reprezentanți a diferitor structuri pentru colaborare, diferite tipuri. Și depinde de capacitățile politicianului de a accepta liniile roșii în ce se privește colaborarea. În măsura în care tu respecti Constituția și regulile stabilite de către Constituție, atunci lucrurile reintră în normalitate. Deci problema nu este în clanuri, cum le spuneți voi. Clanurile de ce există? Ei doar reprezintă memoria instituțională. Ei nu sunt conectați doar între dânsi, SIS-ul cu SIS-ul numai, da? Ei sunt conectați SIS-ul cu procuratura, cu cei din sistemul judecătoriesc, cu cei din ministerie, fiindcă noi avem un ministerie de asemenea memoria instituțională. Ei sunt toți interconectați între ei. Dar esența și scopul politicianului nu este de a-i subordona politic pe ei, dar de a învăța să colaboreze în limitele Constituției. De aceeași Constituția prescrie independența, separarea puterilor în stat și independența și justiție în Republica Moldova. Și în măsura în care politicianul nu o să accepte jocul ăsta, trocul ăsta, că băi, uite, eu mă subordonez tipa ție și îți fac anumite acțiuni, dar tu închizi ochii la anumite lucruri, dar merge strict conform Constituției, atunci lucrurile reintră în normalitate. Eu știu când promovam reforma justiției, că tot am fost blamat până amu ei îmi scoate ochii, că de ce eu nu am curățat justiția? Nu este treaba Ministerului Justiției să curețe și nici a președintelui să curețe justiția. Este Consiliul Superior al Magistraturii care trebuie să ocupe de lucrurile astea. Și atât strategia e inițial să numesc privire la reformarea justiției. Anume, grații suportul Consiliului Europei, am schimbat și denumirea atunci acelei strategii și anumită pentru independența și consolidarea justiției. Anume pentru a-i da conținut de asigurare a independenței și consolidării sistemului judecătoresc și non-implicării politicului în acest sistem judecătoresc. Greșeala mai e Sandu că i-a acceptat acele oferte plăcute care vin din partea memoriei instituționale în speranța sau crezând ea că ea va putea să controleze sistemul judecătoresc sau sistemul procuraturii. Ea a fost manipulată și urmare a acceptării acestui joc, ea astăzi se discreditează foarte și foarte repede. Litvinenko și mai grav, el pur și simplu a considerat că cu ei chiar se poate de făcut anumite dvijenii, chiar cum a acționat în cazul lui Stoianoglu. Exact. Și se știe că a existat o colaborare în gruparea Murari și interesele politice ale pașului de a scăpa de Stoianoglu. Cine va fi atras la răspundere în cazurile respective? Și credeți, probele pe cine sunt? Și din interiorul sistemului? Eu tare sper că cei din CSP la care au venit și le-au propus bani, cash,
pentru vot împotriva lui Stoianoglu, adică pentru pornirea dosarului penal, va veni momentul și vor vorbi în fața unui procuror cu adevărat independent și vor depune depoziții și va fi clar cum asta de fapt tot ce s-a întâmplat în jurul dimiterii lui Stoianoglu, pornirea dosarului penal prin CSP și a celor membri. Serioza Litvinenko, privet! Că va fi pornit dosar penal pe uzurpare puterii în stat. Pentru că asta este articol de uzurpare puterii în stat. Și Andrei, privet! Da, всем привет! Da. Uite, dar pentru că tu singur l-ai atins subiectul strategiei pe care tu, pe timp ce erai ministru al justiției, ai promovat strategie privind reformarea justiției, poți, pe scurt, te rog, fără, cum s-ar spune, acest gruz juridic, în câteva cuvinte să spui prin ce strategia ta a fost mai bună, dacă tu crezi că e mai bună decât ceea ce au făcut ei sau ce au promovat ei în acești ani. Natalia, ea se implementează astăzi. Este asumată de către guvernul Maia Sandu. Asta e cel mai interesant. Și modificarea constituțională e asumată adică de către Maia Sandu. Adică putem tine să te mulțumim pentru ceea ce se întâmplă. Nu, deci ce se fac ei astăzi este vetting-ul lor și pre-vetting-ul. Ei, pur și simplu, există o serie de proiecte de legi care se fac în baza strategiei, dar paralel îi merg pur și simplu prin vetting. Vetting-ul dar ce este? Epurarea cadrelor pentru a putea să-ți bagi acolo cadre deja loialiță. Iată, asta este reforma Maia Sandu. Însă reforma privind consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii, consolidarea competențelor Centrului Național Anticorupție, a Procuraturii Anticorupție, le vin din cadrul strategiei și nu din cadrul reformei Maia Sandu. Maia Sandu nu are reformă. Maia Sandu are o strategie doar de epurarea cadrelor pentru a-și umple sistemul cu oameni care considera că i-ar fi loiali ei. Atât e tot. În rest, această strategie ea vine să consolideze independența justiției și grație acestei strategii, grație acestei constituții, astăzi sunt o serie de judecători tineri care se judecă cu Maia Sandu și spun, auzi, madame, dar în ce temei tu nu vrei să mă numești pe mine pentru a doilea, pe viață în condițiile în care Constituția a fost modificată și tu ești obligată să o faci. De ce tu crezi că nu sunt promovați acești judecători tineri? De frică. Deci oamenii incomozi mai sunt, este într-atât de paranoică și într-atât de frustrată că ea personalizează problemele per sistem. Deci după ea, Ion Chertoacă e problema în sistemul judecătoresc sau Paniș. Nu e problema nici Ion Chertoacă, nici Paniș și nici oricine în sistemul judecătoresc. Pentru că s-a mers conform strategiei tale, cum te întreabă? Pentru că e una ce s-a scris și e alta cum s-a înfăptuit, s-a realizat. Consiliul Superior al Magistraturii, acel organ care trebuie să autogestioneze sistemul judecătoresc, adică anume ei trebuie să-și rezolve problemele, nu absolut. Ei, pentru că există separarea puterilor în stat. Astăzi, CSM-ul este al pasului? Dar este evident că este aripa pasului. Dar de ce este aripa pasului? De atât că nu e implementată în strictă conformitate cum e scris în Constituție, că sunt aleși aceste persoane, o parte de către Adunarea Generală a Judecătorilor și o parte de către Parlament. Dar eu iarăși au utilizat filtrul ăsta politic de pre-vetting pentru a-și băga oamenii săi prin intermediul acestui filtru de pre-vetting și discreditând reforma constituțională. Dar noi o să revenim la subiectul ăsta la o anumită etapă, că eu nu exclud cu problema lipsii de alegere o să pună la îndoială legitimitatea în continuare mandatul acestor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și să nu fie ridicată problema resetării Consiliului Superior al Magistraturii pentru a reda viață reformei constituționale care a fost asumată de către PAS, dar care nu a implementat-o în mod conform așa cum prevede Constituția. Și încă un moment, vreau să menționez, noi astăzi, grație tâmpenilor Partidului Opțiune și Solidaritate, știți, sistemul judecătoresc a început să se lupte. Să-și ridice un pic capul. Și sistemul procuratorii, adică efectul adversului este consolidarea independenței. Dar tu singur l-ai menționat, la recentă adunare generală a judecătorilor nu s-a reușit adoptarea acelei declarații privind independența sistemului judecătoresc. Dar 149 de judecători, adică majoritatea, au fost pentru această declarație. Deschis. Da, dar s-a mers pe niște tertipuri, de ce, quorum, cineva a ieșit din sală, a băut cafea. Asta este chiar irelevant. În esență, toți judecătorii susțin independența justiției, însă ei nu au vrut acum deschis să declare război sistemul Partidului Acțiune și Solidaritate
Și pur și simplu s-au abținut în a-și asuma un asemenea război, fiindcă declarația ar fi presupus ca, ca efect un gen de declarare a războiului politicilor Partidului Acțiune și Solidaritate. Cu toate că în cadrul adunării generale au răsunat o serie de critici în ceea ce privește activitățile desfășurate de către Partidul Acțiune și Solidaritate în raport cu sistemul judecătoresc. Și 149 de oameni au fost deschis pentru această declarație, că ea să fie inclusă în ordine de zi. Adică lucrurile stau foarte și foarte bine. Și este explicit că Partidul Acțiunii și Solidaritatea nu are controlul de care și-l consideră ea. Prim-ministru, când iese și spune deschis numele judecătorilor care, potrivit lui, comit grave încălcări de partea, joacă de partea grupărilor criminale și bla, 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 dalea pe textul, el e posibil de răspundere penală pentru, cum articolul sună, imixtiunea în actul justiției, în faptuirea actului justiției. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei au contestat la procuratură aceste acțiuni ilegale ale... Și cu nimic nu s-a soldat. Păi acum organul de urmărire penal a considerat că nu este temei de inițiere procesului penal. Tu ca jurist, cazul... eu întreb ca avocat, potrivit ce, el trebuie să fie tras? Eu n-am analizat în detalii, dar în situația în care au urmat și anumite acțiuni, urmarea declarației lor, sau au urmat și anumite acțiuni care confirmă că judecătorii acționează conform indicațiilor politice ale prim-ministru, în caz dat, da, el este posibil de a fi atras la răspundere penală. Din cât ține minte, juriștii partidului, când depuneau această sesizare, menționau inclusiv faptul că după ce au fost aceste declarații aberante ale primului ministru, au avut loc și modificări de complet în sistemul judecătoresc, adică au urmat și anumite acțiuni juridice și în condițiile în care există și elemente care confirmă că declarațiile lui nu au fost doar declarații politice, dar au avut și substrat juridic și au urmat anumite consecințe juridice a urmarea declarațiilor lui, în caz dat poate să intervină și răspundere penală. Ca să încheiem cu sistemul judecătoresc, această formare a, eu așa le numesc, troici, formarea troicilor în cadrul judecătoriei Chișinău, pentru cei care nu prea înțeleg, deci înainte la noi exista sistemul ăsta care, sistemul aleatoriu, automatizat, care repartiza dosarele, deci la cine va nimeri dosarul, decidea un soft. Acum s-a decis, în mod manual, manual, scris cu mâna președintelui judecătoriei Chișinău, s-a decis că iată, se formează complete de judecători la care vor ajunge dosare de rezonanță, de anticorupție și așa mai departe. Eu aici am dreptul să spun că pasul, singurul decid de la care judecător trebuie să ajungă dosarul care poate să le servească în scopuri politice și deci am dreptul să spun atunci sub semnul de întrebare oricare decizie judecătorească care va fi emisă de către unul sau altă troică din acestea. Bine, criteriile de repartizare în aceste complete a judecătorilor nu sunt clare pentru noi. De atât așa a fost creat acel sistem aleatoriu, deoarece oamenii nu au inventat așa criterii suficient de bine, credibile pentru societate, încât să eu spun că iată, Matali, ești cea mai gine, ai 10 ani de experiență în domeniul penal și atât motivul ăsta te includ pe tine în colegiul penal. Și sistemul aleatoriu a fost creat anume pentru a se evita speculațiile, mă gândesc că noi judecătorii când iese de pe bănci de Institutul Național Justiției, ies cu experiență generală, adică el face și penal, și de instrucții, și civil. Și intervenția asta a lor pe fonul declarațiilor lui Șuric, cum chiar își uit toată vremea cum îi spune primul ministru nostru. Dorin Recean. Recean, da. Deci tot uit cum îi spune. Deci pe fonul declarațiilor lui Recean apar suspiciuni că completele sunt create la indicația politică. Dar eu iarăși, noi am uitat de un lucru. Maia Sandu ieșise cu inițiativă bombă de crearea tribunalelor anticorupție. Unde e inițiativa aceea? Poate iată. Așa este. Deci, muntele a născut un șoarece. Muntele a născut un câine mort, să mă scuzați de expresie. De ce? Deoarece era evident că acea inițiativă de creare a Tribunalului Anticorupției
ea nu are susținere, nu că națională, dar nici măcar internațională. Cine o să o finanțeze? Așa și nu o găsit finanță pentru acea inițiativă și iată acum caută formule paralele pentru a putea să-și justifice cumva acea inițiativă care deja a picat. Și pentru asta ea încearcă acum să creeze acele complete specializate pe lupta cu corupția. Dar și această inițiativă, cât de mic ea nu o fi, iarăși a discreditat-o. De ce? Iarăși vine la propunerea unui Consiliu Superior al Magistraturii, care deja este considerat ca aripa a Partidului Acțiune și Solidaritate, este implementată de către președintele de instanță, care este considerat ca fiind un agent al PAS în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova și cei ce nu face astăzi nu mai este credibil și iarăși oamenii o să înainteze desori recuzare și o să pretindă că unii judecători nu sunt independenți, deoarece ei sunt asimilați oamenilor buni prin metoda în care ei sunt incluși într-un complet sau altul de judecată. Ca să încheiem cu reformă, să nu îi obosim tare pe oameni. Deci, cu CSM-ul noi ne-am clarificat, CSP-ul, Consiliul Suprem al Procurorilor, cel care la fel ca și CSM, trebuie să autogestioneze treburile în cadrul procuraturii și mai departe, pentru a asigura această independență. CSP-ul este al PAS-ului astăzi? Deci, dacă el a fost creat prin intermediul unui filtru politic, acultăță-ți cu mătre, tăță-ți neamuri. Și atunci... Obadă, de unde vine? Propunește. El a fost agent guvernamental, a fost subordinea ministrii justiției. Și el astăzi e președinte. Da, el e un băiat destul de pregătit, dar percepția că el nu este independent, noi nu putem să o avem, ținând cont de cariera lui, cum a ajuns el în cadrul sistemului Consiliului Superior al Procurorului. Dar credibilitatea la independența sistemului CSP a fost pus capac în momentul în care a fost anulat acest concurs. Ne-am clarificat și cu CSM-ul și cu CSP-ul. Atunci te întreb. Iată, mâine, în urma alegerilor parlamentare, sper eu, liberi și corecte, se schimbă guvernarea. Da. Se formează o altă coaliție pro-europeană, să nu creadă acum cineva că atentăm la curs, vector și mai departe. O altă coaliție, pentru că eu în genere, pe mine mă irită, dacă sincer, mă indignează această încercare a PAS-ului și a tuturor instrumentelor PAS-ului, inclusiv SIS și mai departe, de a pune monopol asupra ideii eurointegrării. Deci, eurointegrarea asta înseamnă că cine acolo a propus? Haideți să mai zbăgăm în Constituție, să înlocuim. Încă nu avem în Constituție, ei asta vor să facă, să introducă eurointegrarea în Constituție, dar haideți deodată să introducem cuvântul mai integrare, că știți, la noi ori cu mai, ori deodată potop. Se schimbă, de exemplu, guvernarea, se creează o altă coaliție care înțelege că trebuie reparat greșelile comisii de către actualii, PAS, dar și de făcut ceea ce era necesar după Plahotniuc de reparat, dar nu s-a făcut, s-a promis, dar nu s-a făcut, pentru că noi toți până acum, știi cum, de ce și a venit PAS-ul cu așa un mandat de încredere și susținere, pentru că noi toți naivi, inclusiv eu, am crezut că ei chiar vor face ceea ce au promis. Independența justiției și hai să nu pierdem timp. Iată vin alții. Ei ce trebuie să facă? Să șteargă cu buretele absolut tot ce a făcut PAS-ul? Sau cum se poate, așa, pe scurt, de recuperat tot? Păi, în primul rând, haideți să luăm pe domeniul justiției. Noi avem reforma constituțională și strategia. General, asumată, ea are consens larg. Și la nivel național și la nivel internațional. Ea trebuie să fie implementată. Experimentele trebuie să înlăturate. Dar uite, noi ajungem la o anumită etapă cu vetting-ul, cu pre-vetting-ul. Momentul în care schimb guvernarea în mod normal, trebuie pus punct, pur și simplu. Iată de oprit procesul. Dar trebuie... De oprit. Bine, dar atunci cei care au trecut prin pre-vetting și au motive să creadă că asta a fost un instrument politic de a-i înlătura pe unii și de a-i băga pe cei loiali, ei pot acum spună că, stați băieți, noi am trecut, dar restul n-au trecut. Haideți să anulăm complet rezultatele pre-vetting-ului. Dacă eu să dorească lucrurile respective, să anulăm rezultatele pre-vetting-ului în sensul în care ăștia care au trecut să revină pe formula generală de a accede din sistemul Consiliului Superior al Procurorilor sau sistemul Consiliului Superior al Magistraturii. Adică cei care nu sunt de acord să aibă șansă să conteste. Iarăși, dacă adunarea generală a judecătorilor, spre exemplu, o să ridice problema, stați, dar ăștia au fost aleși neconstituțional la schimbarea guvernării și o să spună că noi nu am ales, de fapt.
Noi am fost impuși să-i numim, deoarece nou prevede în Uniunea doar 4 membri și noi de fapt am numit 4 membri, dar conform Constituției scris că trebuiau să fie aleși. Și dacă adunarea generală o să găsească temeri pentru a-i revoca pe ăștia din funcții, în caz dat tot adunarea generală va avea posibilitatea, conform Constituției Republicii Moldova, să-și aleagă din rândul de cât să-i 300 de judecători, atât din 300 de judecători, singuri și selectează acei reprezentanți care să fie incluși în sistemul Consiliului Superior al Magistraturii. Fix așa este și Consiliul Superior al Procurorilor. De sarcina, de obligația politicului este să nu încurce, să nu intervină, să nu le dea indicații, să nu îi obstrucționeze. Asta este esența separației și independenței puterii judecătorești. Și când spornesc procesele, nu eu trebuie să-i spun că trebuie de urmărit penal pe Maia Sandu sau pe nu știu cine acolo. Nu mă interesează lucrurile astea. Asta. Sistemul procuraturii trebuie să se ocupe de activitățile respective fără a ține cont de anumite indicații politice. Știți, în Ministerul tot aveam o situație, până a venit eu, era un gen de monopol asupra deciziilor în sistemul Ministerului Justiției. Adică orice act, acțiune ce ieșa din minister era sub semnătura ministrului. Pentru mine asta a fost o neînțelegere. Pentru ce? Eu trebuie să semnez toate răspunsurile care ies din cadrul ministerului. Și am demonopolizat procesul decizional, chiar am transmis către șefii de direcții anumite niveluri decizionale, reieșând din lege și din faptul că nu este corect ca noi să fim verticală. Noi pretindem că suntem stat democratic. Asta înseamnă că noi trebuie să avem încredere în tot sistemul. Și astăzi noi pur și simplu trebuie să demonopolizăm acest control politic și să revenim pur și simplu la principiul separației și independenței sistemului judecătoresc. Dacă ar fi fost așa de ușor, cum spui tu, atâția așa spun, scuză-mă, dar toți politicienii așa spun. Dar oricum, nu știu de ce, așa prin streche. Eu nu vorbesc de tine, dar de fiecare dată când se ajunge la implementarea, что-то пошло не так. Это что у крезут плохотнюк, а что у крезут алц, это что креди мая, фикари, аста стрэнджи родили. Ну, а я жунджим ла этапа, анкари поличени vor conștientiza că în măsura în care tu încerci perioada mandatului tău de putere să subordonezi sistemul judecătoresc, tu vei cădea victimă a numii acelui sistem judecătoresc pe care tu ai încercat să-l controlezi la o anumită etapă. Și oricum, înțelegerea asta vine cu vreme, pas cu pas e vine și eu vă asigur, eu știu pe perioada cât era guvernarea PD-PSRM, o perioadă cât s-au aflat la guvernare, eu am vorbit cu mulți judecători de la Supremă, uite, vă dă cineva indicații și garantam, fădei, noi încă așa libertate nu am avut. Nu, fădei, nu ni se dă indicații fădei, politice pe dosare. Fădei, pentru că există încă o altă chestie. În primul rând, dosarele politice întotdeauna sunt, reprezintă minoritatea dosarelor, hai să spunem da. Așa. Și în celelalte dosare care nu reprezentau un interes politic, hai să spunem, al lui Plahotniuc, acolo nu se intervenea. Chiar li se permitea să facă ce vor. Doi, foarte des, eu țin minte, noi am vorbit la emisiuni, inclusiv judecătorii îmi spuneau off the record, unii pe urmă când au început să vină deschis îmi spuneau. Asta ca și în televiziune acum, cum tu le spui galbene. Eu sunt convinsă că nu stă acolo cineva care zilnic sună și spune că asta nu dăm, asta nu dăm. Există deja o autocenzură când sistemul înțelege care este comanda. Cum? Iată, ca și astăzi. Sistemul înțelege că dacă noi avem dosarul, dar nu știu care dosar, și noi știm că Regina vrea anume așa, pentru că Regina la fiecare emisiune la care apare spune cum trebuie, ea și spune cum trebuie judecătorilor, fiți atenți, cei care judecă dosare mari, că aveți de trecut prieteni, de clar spune că, da. Ascultați-i pe procurori, că în ultima vreme procurorii au devenit mai curajoși, adică procurorii care, nu, înțelegi. Apare acest fenomen de autocenzură, că nu trebuie Plahotniuc să sune și să de fiecare dată spune, auzi, Viorel Morari sau Chitoraga, mâine pe mâine. Iată asta ce ai spus tu acum, că noi trebuie să luăm mâna de pe justiție din Republica Moldova. Sarcina unei guvernări este să dea cadrul normativ necesar și să dea libertate sistemul judecătoresc. Și mai departe, noi acum trebuie să ne întoarcem în general la reformele economice. Noi am uitat de reformele economice și sociale ale statului. Pentru sistemul judecătoresc reforma deja este. Acum
trebuie să fie dată, redată energie Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, care să acționeze reieșind din mandatul pe care îl au. Și nu se uite la stele și ce spune ONG-istul X sau Maia Sandu cu privire la un anumit subiect sau altul, ci să acționeze strict în limitele mandatului pe care îl are conform legii. Tu crezi că, de exemplu, mâine sau poi mâine, când, după ce se va schimba puterea, va fi posibilă situația în sistemul nostru judecătoresc și al procuraturii generale, când un judecător X sau Y va avea următoarele dosare: Plahotniuc, Bagamas, Maia Sandu, Spânu, achiziții de gaze, nu știu, Șor, Platon, orice, oricare dosar de genul ăsta, și el va fi lăsat, și procurorul, și judecătorul, liber să judece în baza legii, și dacă sunt dovezi care se confirmă, atunci să fie condamnat. Dacă nu sunt dovezi, atunci să fie achitat, că stă în ogul. Tu crezi în asta? Eu da, sunt convins. Iată perioada mandatului, când am fost ministru, permanent mi se solicita să mă expun asupra fondului unor dosare. Trebuie să fie așa la condamnatori. Pe mine asta nu mă interesează. Nu mă interesează să există procesul echitabil și soluția să o dea instanța de judecată. Că-i Platon, că-i Șor, că-i Plahotniuc, nu mă interesează lucrurile astea. Unica ce pot să mă întreb pe mine, de exemplu, este o expertiză la Ministerul Justiției și tu colaborezi cu mine în condițiile în care ăsta, centrul de expertiză judiciară se află sub, în subordine Ministerul Justiției, ca de ce nu se mișcă lucrurile în sensul mai repede să fac expertiză pentru a nu se bloca procesul. Dar însă, ca esență, este cea mai mare, cea mai gravă greșeală și asta este o infracțiune politică când politicienii se expun asupra vinovăției sau nevinovăției unii sau alte persoane. Dar apropo, bine că tu ai atins acest subiect, îți mulțumesc că era pe ce să uit. Este acest fenomen al justiției televizate care este foarte tare răspândit la noi. În primul rând, asta se referă la politicieni care își permit deschis pe la televiziune să spune cine trebuie să fie condamnat și cine deja e condamnat în capul lor fără ca să fie pronunțată sentința de judecată. Asta își permit formatori de opinie, asta își permit mulți jurnaliști. Asta îi creează unui procuror sau unui judecător de la noi, din Moldova, senzația când el vine acasă, el pornește acest televizor, el e judecător pe dosarul, de exemplu, Bagamas, sau nu știu, dosarul oricare, nu știu, Șor. El a fost învățat la facultate, judice baza legii, asta A, B, dovadă, nu-i dovadă, fapt, nu știu, cum voi acolo sunteți învățați. De el vine acasă azi, mâine, poi mâine și încă 2 ani de zile, cât judică acest caz și aude în fiecare zi penalul, 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 fugarul, penalul, penalul, fugarul sau trădător, trădător. Asta îl influențează într-o societate ca a noastră? Bine, presiunea publică permanent va exista pe cazuri sensibile. Discuții toată vremea o să fie, dar depinde de capacitatea judecătorului de a face față acestor presiuni. Scuze-mă, doar voi adăuga, dar în paralel cu asta, dacă vreun judecător a emis vreo hotărâre care nu i-a plăcut reprezentantului guvernării, la tine prim-ministru iese în fiecare zi de miercuri după ședință sau înainte de ședința guvernului și pronunță numele acestor judecători spunând că iată, ăștia sunt cu criminalii. Nu știți, este efectul advers al acestor declarații ale primului ministru că astăzi judecătorii care se pronunță în opoziție cu guvernarii, deja sunt tratați ca oameni curajoși, ca oameni care fac justiție. Noi am ajuns la etapa în care, dacă pronunță o hotărâre contrară așteptărilor guvernării, noi considerăm că această justiție este independentă. Și asta este grație politicilor inadecvate promovate anume de către guvernare. Și da, aceste practici au fost utilizate pe parcursul anilor, dar anume, iarăși, grație acestor practici utilizate, noi încetişor începem a învăța. Apare acea cultură politică când politicianul se înțeleagă că prin tentativa de a obține dividendele de scurtă durată politici prin a ataca un judecător, ca efect de lungă durată, se discreditează însuși politicianul, însuși clasa politică și la o anumită etapă va avea de suferit anume clasa politică. La noi, cei care au declarat război sistemul judecătoresc, au avut o perioadă foarte scurtă de viață.
Cine nu ar fi fost? Și același Plahotniuc, declarând război justiției, a murit, politic vorbind, anume urmarea acestui război. Maia Sandu și Pasu, grație războiului declarat justiției, este tot mai aproape de a muri urmarea pierderii încrederii din partea cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că oamenii se bucură pentru o clipă, dar oamenii nu înțeleagă momentul în care se insistă permanent cu aceleași teme în lipsă de reforme iarăși economice, în lipsă de reforme sociale, în condițiile în care oamenii de parte se uită la șoul, dar pe alte parte simt că la dânsă condiția socială și economică degradează zi de zi. Și în condițiile date, aceste tactici de a menține electoratul activ nu funcționează pentru o perioadă lungă de timp. Да, apropo, это диаста. Оптимизмul tău politic, eu și la început am spus că tu ești așa vădit optimist politic, dacă e să comparăm poziția ta cu cele care sunt tare des acum exprimate, apar în spațiul public, precum că inclusiv cei care înțeleg că nu, logic nu are cum să fie aleasă a doua oară, pentru că au ieșuat cam pe toate capitolele pe care le-au promis, cu excepția unui singur capitol, politica externă, dar aici noi înțelegem că absolut tot ce noi am obținut în acești doi ani asta se datorează Ucrainei. Dacă nu era Ucraina și noi nu mergeam la pachet cu Ucraina, nimic noi nu obțineam. Dar sunt oricum păreri, iată mai recent îmi pare că Hrițiuc a exprimat că într-un fel decizia pe plan extern deja s-a luat. Maia Sandu va fi ținută cu... din toate răsputerile, deci ca ea să-și păstreze al doilea mandat, este clar că la parlamentare va fi o schimbare, în sens că PAS-ul nu va mai guverna de sine stătător, va fi nevoie de o coaliție, de parteneri de coaliție. Acum noi observăm, apropo, anumite mișcări la capitolul potențial, potențial parteneri de viitoarele coaliții sau coaliție. Dar oricum, cumva se împinge ideea asta că vă place, nu vă place, dar oricum sunteți sortiți cu Maia Sandu să rămâneți, pentru că în Ucraina e război, nimeni nu mai are nevoie de a doua zonă de instabilitate aici. Și de ce puteți țipați voi despre tăierea democrației, libertatea de exprimare, ce acolo a mai rămas din drepturile voastre, nimeni nu va observa asta, pentru că există un consens. На переправе коней не меняют. Tu cum combați această ipoteză care eu văd că devine tot mai răspândit? Eu de la mai mulți aud asta. Ar fi bine ea să piardă, dar e clar că va fi menținută de către cei mari. Este un element de propagandă, o tactică de a convinge electoratul care este anti-Maia să stea acasă, că oricum nu va putea influența votul. Se utilizează tacticile astea politice pentru a pe cineva îl lăsa acasă să nu vină la urnele de vot cel care susține să-i dea mai multă speranță și să ducă numai decât la vot să voteze pentru Maia Sandu. Dar iarăși, toate elementele astea sunt utile astăzi. Sunt utile probabil încă în luna aprilie, mai, dar lumea într-o schimbare fulminantă. Ce o să fie până la toamnă? Noi nu știm. Acel consens despre care vorbim noi, european, cu privire la Maia Sandu, el poate să mistuie după alegerile europarlamentare. Mai avem alegerile din Statele Unite ale Americii. Cum se va schimba harta acțiunilor militare pe teritoriul Ucrainei? Noi iarăși nu cunoaștem până în toamnă. Și toate elementele astea o să conteze la momentul în care o să vorbim despre acel consens cu privire la candidatura președintelui. Dar mai e și un element. Totuși, votul și-l dă cetățeanul Republicii Moldova. Nu Statele Unite, nu Federația Rusă și nu Uniunea Europeană. Și până la toamnă, foarte multe lucruri, eu cred că o să schimbe, care o să influențeze inclusiv și acest pretins consens cu privire la candidatura Maiei Sandu. Da, apropo, tu, mie îmi pare că Dan Dungaciu a fost primul care a folosit expresia fenomenul Gorbaciov în primință în doamne Sandu. Că dacă e să ne amintim, Gorbaciov la fel era aplaudat în străinătate, era primit foarte călduros. Într-adevăr, el a fost un
El a fost iubit de către Occident, hai să spunem așa, ca primul președinte URSS, care cumva s-a deschis Occidentul și așa mai departe. Dar pe interiorul țării el nu prea, hai să spunem așa, nu prea a fost iubit. Și această comparație, că iată, Occidentul o iubește, dar pe interiorul țării deja gata. Tu cum crezi? Asta mai poate fi, iată, știi cum? Oricum, acel 1% decide. Cine va avea cu 1% mai mult, acel își va câștiga. Iată, această dragoste, ea va fi suficientă sau deja gata, nu mai funcționează? Dacă tu ai înțeles ce vreau să zic. Deci eu mai degrabă văd fenomenul Yeltsin decât fenomenul Gorbachev, anume înainte de al doilea scrutin electoral, când luase al doilea mandat. Ceea ce se întâmplă pe teritoriul Polonei și Moldova e mult înseamnă cu situația în Federația Rusă înainte de alegerile prezidențiale pentru al doilea mandat. Tu știi că atunci alegerile au fost, hai așa spunem, ușor vorbind, manipulate, pentru că a existat un consens larg din partea societății civile, liderilor de opinie, oamenilor de afaceri. Deci toți s-au unit împotriva coșmarului Ziuganov. Absolut. Și de ce l-au pus pe Yeltsin a doua oară în tron. Eu, apropo, consider că atunci a fost începutul lui Putin, pentru că tu nu poți de dragul Scopului nobil să încalci regulile de joc, pentru că este ciuciut beremene, băt nelzea, cum se spune. Dacă tu odată asta ai comis, asta se va mai perpetua. Și atunci ei au arătat că se poate un pic de jertfit cu democrație. Și datorită acestui lucru, peste 4 ani deja Yeltsin a spus că zacem și vibără, de să-l pun pe naslednic în tron și pe urmă organizăm repejor alegeri anticipate și tot normal frumos. Și europenii au tăcut. Dar noi acum suntem într-o altă eră. Deci, să repet, acel fenomen Yeltsin, eu cred că este destul de complicat în condițiile în care noi suntem în era informațională. Atunci totul era monopolizat, informația era monopolizată. Diversitatea de opinii, ea nu se întrevedea. Astăzi noi nu avem asta. Stai o clipă. Wall Street Journal chiar săptămâna asta sau trecută, editorialul Wall Street Journal al doamnei Sandu, unde ea spune că eu sunt copilul crescut în Uniunea Sovietică, sub presiune. Deci hai așa, sunt acolo și lucruri adevărate, dar peste ele, vreo 90%, astea sunt așa niște clișee, știi, e așa niște clișee, dar primitive, care sunt scrise într-un articol în presa străină, doar pentru că presa străină, doar așa, s-a obișnuit pe noi să ne perceapă, că noi sarmanii aici zdohneam, în sfârșit a venit democrație, dar acum Putin vrea să oprească această democrație și haideți să o salvăm pe Maia Sandu, pentru că ea este unica care salvează Republica Moldova din ghearele lui Putin. Cam așa asta a sunat, fără intrare în detalii ce se întâmplă cu adevărat pe interiorul țării. Dar asta funcționează. Pentru că eu nu văd, de exemplu, pe Ion Chicu în Wall Street Journal sau pe altcineva, dar Maia Sandu acolo apare. Și asta se perpetuează. De ce își te întreb? Ți nu-ți pare că totuși ceva este în ipoteza asta, că o vor trage de urechi și o vor pune iarăși într-un? Întâlnirea va fi destul de complicat să facă lucrurile astea, încă o dată, în contextul geopolitic care există astăzi. Asta este unul. Doi, ea până acum a utilizat foarte bine cu suportul partenerilor, tactica asta de a fi iresponsabil de orice e rău pe teritoriul Republicii Moldova. Așa-i? Ei spun, eu nu-s de jină, eu n-am nicio treabă, mandatul meu constituțional este limitat la politica externă. Tot e pasul de vină sau nu știu, CSP-ul, CSM-ul, numai nu eu. Iată, se apropie alegerile. Maia Sandu nu va putea să acționeze singură. Maia Sandu va fi nevoită să lucreze cu grupul de inițiativă și cu suportul Partidului Acțiune și Solidaritate. Și în momentul în care o să devină candidatul deschis al pasului, eu o să fie nevoită să-și asume și toate porcăriile care le-a comis pe teritoriul Republicii Moldova sau o să dea posibilitate deja oponenților, opoziției, să invoce că, dragă Maia Sandu, uite, până mai ai spus că tu nu ești responsabil de eșecurile pe justiție, pe economic, pe nu știu ce, dar pe ăștia care
te-au asumat pe tine pentru al doilea mandat, sunt cei care și-au asumat. Tu ți-asumi toate treburile sau tu iarăși te disociezi, dar fiind în continuare reprezentant a PASU, ce o să facă mai înseamnă un caz dat? Fix așa ca și cu Andrei Spânu. Ai, pe o anumită etapă putut să fie disociată de Spânu, dar încetișor, încetișor, de voie trebuie să asocieze cu politicii lui Spânu. Fix așa se va întâmpla și cu fiul restul politicilor. După ce spune că îi verifică toate contractele și acolo nu sunt probleme, dar de fapt probleme acolo sunt, ce să mai vorbim? Votul prin poștă. Ce e asta și cu ce se mănâncă? Hai să spunem așa, asta vă putea lor să le... Știi, am mai auzit eu voci în Chișinău de la experți, oameni care sunt la curent cu ce se întâmplă în interiorul pasului și care sunt scenariile pe care ei încearcă să le analizeze. Apoi, iată, unul dintre ipoteze este că ei, prin diferite modalități, vor să încerce să o facă învingătoare din primul da. Am mai spus asta la început. Și inclusiv votul prin poștă poate să-i ofere câteva procente, vreo 2% în plus. Dar fiecare procent va conta, da. Îți dai seama. Tu cum te uiți la această inițiativă? Juridic ori politic? Hai și așa. Dacă să ne uităm juridic, în primul rând, modificarea asta legislativă cu un an înainte de alegeri, mai puțin de un an, este o problemă din punct de vedere a Constituției. Tehnic se pregătește sistemul ăsta informațional, trebuie să fie creat și un registru suplimentar pentru voturile astea prin corespondență. Eu nu știu dacă CECO are capacitate. Urmăream iar Iuri Ciucan, el invoca că o să fie o problemă în ceea ce privește implementarea cadrului normativ de către Comisia Electorală Centrală. De altfel, ei și-a asumat cu un an în urmă, Comisia Electorală Centrală, că o să piloteze acest sistem în cadrul alegerilor locale, dar ei nu au fost pregătiți și nu au putut să-l piloteze. De unde să am eu speranța că ei o să fie pregătiți din punct de vedere tehnic pentru noiembrie? Adică șansele de a implementa sunt destul de mici și din cât știu eu, la ce chestie isterie, deoarece ei nu știu cum să implementeze acest proiect de lege. Adică mai e vre, dar ăștia nu știu cum să facă lucrurile astea. Unde ajungem, nu știm. Și eu înțeleg că există scepticism inclusiv la acel partener mare de încredere, vorbind de Uniunea Europeană, care a spus că cu ei nu a fost coordonat această inițiativă dubioasă a Maiei Sandu cu privire la vot prin corespondență. Dar asta e partea juridică. Acum ne întoarcem la partea politică. Eu mă întrebam de ce Statele Unite și Canada. Nu vreau să fiu praznic, dar înțeleg de ce. Una, în Statele Unite cine e acolo măcealnic peste diasporă? Mama Veronica e Drăgălin. În Canada cine are influență destul de mare? Lumina. Care sunt foarte bine conectați. Și eu înțeleg că Maia Sandu, din disperare, consideră că, uite-te, prin această formulă e o spată să-și... Bine, ei invocă alt argument, că acolo distanța este foarte mare și oamenii... Bine, eu nu cred în povești, eu nu mănânc povești de tipul ăsta, că distanța e mare, ele nu funcționează, ele nu mai sunt credibile. Știți, și în Germania, ca să te duci, dacă sunt 3, 4, 5 secții și trebuie să faci 1000 de kilometri sau 500 de kilometri să ajungi la secție, este tot o distanță destul de mare. Tu doar poți să deschizi mai multe secții de vot dacă vrei să... Să nu încalci dreptul la vot. Dar eu înțeleg totuși elementul ăsta de a încerca prin intermediul acelor agenți ai pas de influență puternic pe care iau ei în Statele Unite și Canada să genereze acele câteva procente și numai aici iau o anumită garanție. Ei sunt mai departe, nu prea cunosc ce se întâmplă în Republica Moldova, vorbim de diaspora, vine mai rar acasă diaspora din Statele Unite și Canada. Și în condițiile date, ei se gândesc că uite, lucrurile astea ar putea să le genereze lor un plus valoare din punct de vedere politic. În plus, este mai greu să menții controlul asupra eventualelor fraude, deoarece statele. Da, eu cred că nu toate partidele vor putea să-și... Absolut. Adică majoritatea partidelor nu vor avea bani să-și trimită acolo observatorii sau să-și găsească observatori în rândul diaspora. Deci e un proces complicat. Și dacă ne uităm cu privire la numărul de alegători care au fost, da? Germania, Italia, Franța au avut câte 80-70 de mii de alegători în anul 2020. În Statele Unite, dacă nu greșesc, au fost 12 mii. Adică numărul este cu mult mai mic în realitate și scopul doar este că ei acolo consideră că o să aibă capacitate de a avea un control asupra modului de votare de către diaspora, în anume în folosul pasului. Dar eu sunt convins că ei și aici o greșesc, deoarece o să intervină totuși reprezentanța opoziției care
o să le obstrucționeze acest proces în sensul în care o să poate să promoveze inclusiv și pe teritoriul Statelor Unite. De altfel, deja a apărut Ulianovski, potențial candidat, care a spus că a făcut un tur prin intermediul, pe teritoriul Statelor Unite, unde s-a întâlnit cu diferiți reprezentanți moldoveni. Asta tot e un semnal către pasc, fraților, să nu vă gândiți că doar voi aveți posibilitatea de a vă promova în Statele Unite. Dar un alt efect care nu știu dacă îl calculează pasul, este oamenii din diaspora vor simți discriminarea. Cei din Uniunea Europeană vor simți discriminați în raport cu cei din Statele Unite și Canada. Și asta ar putea să creeze o frustrare, un soi de frustrare și supărare. Și supărarea asta ar putea să genereze elementul ăsta de ură, de scurtă durată, care să-i aducă pe oameni la vot și să dea votul de protest împotriva Maia Sandu la alegerile prezidențiale. Și lucrurile astea trebuie să le calculeze foarte bine. Că eu nu știu dacă o să fie votul ăsta nu de protest, dar în sens că oamenii nu o să mai vrea să se ducă la urne. Dar să nu fie invers, că e din contra. Urmarea faptului că sunt discriminați de către această guvernare îți depune efort pentru a schimba această guvernare prin a se prezenta la urnele de vot. Tu câți ani ai, Fadei? 41. Mulți ani înainte. Mulțumesc. Tu crezi că până la ai tăi 50, tu mai prinzi viața bună în Republica Moldova? Tu și membrii familiei tale. Dar serios acum, eu te întreb nu ca politician. Eu știu un lucru, Republica Moldova nu că are viitor. Republica Moldova este un colț care are un loc extraordinar de frumos în sistemul ăsta geopolitic și dacă politicienii o să știe să beneficieze de pe urma locului geopolitic care îl ocupă Republica Moldova, țara asta o să se dezvolte și din punct de vedere social și economic foarte și foarte frumos. Deci nu trebuie bani mulți pentru... Nevoie de capacități mentale, absolut, atât, și cu asta se poate de făcut bani nebuni pe teritoriul nostru. Un pic de înțelepciune și în condițiile date tot o să fie bine și noi avem oameni înțelepți pe teritoriul Republicii Moldova care o să schimbe lucrurile, deci eu și nu plec din Republica Moldova, nu știu că în țara asta o să fie tot bine. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. Și eu îți mulțumesc mult.